Ne-am gândit să venim în această dimineață la dumneavoastră. Împreună cu întrebarea pe care și-au pus-o magii. Úgy, ahogy feltették annak idején a kérdést a bölcsek. Unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Hol van a zsidó nemrég született király? Poate pentru unii Crăciunul înseamnă să vină rudeniile din străinătate acasă. Valószínűleg sokak számára azt jelenti a karácsony, hogy hazajönnek a idegenből a rokonok. Pentru alții o masă bogată. Mások számára egy bőséges asztalt jelent. Pentru alții un brad mare de Crăciun. Vagy mások számára egy nagy karácsonyfát. Sau pentru copii să meargă la colindă. Vagy gyerekek, hogy énekeljenek, kolindáljanak. Noi am venit în această dimineață la voi să vă spunem că esența Crăciunului. Úgy jöttünk ide ma reggel hozzátok, hogy azt mondjuk, hogy a karácsony lényege. Este un copil înfățat în scutece și culcat în trăiese, Iisus Hristos. Az a gyermek Jézus, aki becsomagolva, bójázva a jászolba fekszik. Yeah.
Această presupunere sfântă s-a
să vă călăuzească în continuare în viață, să ne călăuzească pe noi toți. Amen. Și să găsim într-adevăr pe Mântuitorul nostru în toate circumstanțele vieții noastre. Amen. Vă dorim un an binecuvântat și odată sunt foarte, foarte bucuros că am retrăit în acel, mie mi-a fost eveniment. Poate unii dintre dumneavoastră vă mai aduc aminte când ați făcut zidul acela a Căminului Sfânt spre parohie și acea muncă comună pe atunci tata coordina și cum lucrau băieții, mie mi-a fost pentru o viață întreagă cum ar trebui să funcționeze întreaga creștinitate, întreaga comunitate a celor care l-au găsit în viață pe Domnul Iisus. Încă o dată vă mulțumim pentru ca familia Iagă astfel ne-a pus pe drum să încercăm și noi să dăm această închinare și să presupunem că nici pentru noi Iesla nu va fi goală. Amin. Mulțumim frumos!